Informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor, președintele Klaus Iohannis a semnat cererea de urmărire penală pe numele fostului președinte Ion Iliescu, dar și pe numele fostului premier Petre Roman. Este vorba despre dosarul Revoluției, iar acuzațiile sunt extrem de grave. Mai multe informații vin de la colega mea, Andreea Dumitrache. Andreea, bună dimineața! Da, bună dimineața, vorbim de infracțiuni contra umanității, iar astăzi președintele Klaus Iohannis a anunțat că a aprobat începerea urmăririi penale pe numele lui Ion Iliescu, Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu. Vorbim de dosarul Revoluției, pentru că știm cei doi, și Iliescu și Petre Roman, sunt urmăriți penal și în dosarul Mineriadei. Actele și această cerere de începerea urmăririi penale au ajuns pe masa președintelui Klaus Iohannis înainte de Paște și vedem că astăzi acesta a aprobat aceste cereri. Ceea ce înseamnă că va începe urmărirea penală și vom vedea după 28 de ani dacă de data aceasta cei de la parchetul militar și apoi dacă vor fi trimiși din nou în judecată, vor dezvălui ce s-a întâmplat atunci. Vor deslega ițele acestei probleme de 28 de ani. Nu știm ce s-a întâmplat atunci, ba mai mult, este a treia oară când acest dosar este redeschis. Mulțumesc foarte mult, Andreea. Urmărim așadar informația momentului. Ion Iliescu și Petre Roman pot fi urmăriți penal în dosarul Revoluției, acuzația de crime împotriva umanității. Urmărim și revenim cu mai multe informații.